Astăzi avem parte de o mulțime de oferte noi în Stumble Guys. După cum vedeți, s-au băgat o grămadă de skin-uri noi, o grămadă de oferte, printre care avem o ofertă la 130 de euro. Cât vine asta? 100 de euro e 500 de lei? Mamă! Și 30 de euro vine încă 100 și ceva de lei? Deci aproape 700 de lei oferta asta, doar că e redusă la 50 de euro. Bă, voi vă dați seama ce scumpă e. În fine, astăzi o să o cumpărăm, apropo, imediat ne întoarcem la ea și o cumpărăm. Mai avem încă 7 miliarde de oferte. Cine nu are emoturile astea speciale, eu zic acum e momentul. Redus de la 65 de euro. Bă, ce prețuri, frate! Un nou skin cu un curcan, posibil să-l luăm astăzi curcanul ăla. Cutii noi, adică nu sunt noi, dar putem, uite, cu 5, cu 300 de gemuri putem să luăm 5 cutii dintr-o bucată. Ceea ce înainte nu se putea. O grămadă de animații, moduri, bun. Cred că le-am văzut pe toate. Apropo, avem și eveniment nou care de altfel e foarte tare. O să ne jucăm aici. Dar hai să cumpărăm oferta. Deci fiți antena, avem ofertă pe site la 160 de lei. Care de fapt se mai adaugă încă vreo 30 de lei, să zic, 25 de lei. Mai multe oferte, dar momentan ne ocupăm de prima. Și fiți antena, că dacă băgăm aici codul STUMBLE, aparent obținem 20% reducere și pe bune, nu-i vrăjeală. Deci ne mai costă 128 de lei, mai băgăm vreo 25 de lei, ceva de genul. Deci undeva la 150-150 ceva de lei pentru o ofertă, dar ne dă 20.000 de gemuri, 2500 stumble token și un skin tare care cred că e special. Și am luat oferta la 153 de lei, hai să vedem câte gemuri vom avea. 29.000 de gemuri și 7.000 de stumble tokens. Bă, nu puteau fi 7.000 în cap. Bun, ce facem noi cu aceste gemuri? Bineînțeles că prima oară dăm unde sta free, pentru că așa e cel mai frumos în viață. Cum ar fi să împice tocmai pe episodul ăsta special în care am băgat? Bă, uite, poate să-ți pice piciorul, bă! Ia că pică! Hai că pică dacă e. Deci poate să pice piciorul la roata asta. Până acum cred că era doar pumnul sau era și înainte și n-am observat eu. Bun, stai așa că voiam să merge. Uite aici, bă. Deci avem una bucată curcan. Și avem și, deci stai, avem footsteps, avem skin-ul și încă ceva care nu știu exact ce e, 2000 de gemuri. Hai să luăm și curcănașul ăsta frumos. Bun, vreau să-l punem pe fundal să vedem cum arată curcanul. Nu știu ce skin e, e cumva mitic sau... A, da, uite-l, e mitic, bă, curcanul. Vezi că e tare skin-ul, nu știu dacă merită acum, sincer, dar e tare, îmi place skin-ul. Și dacă ne ducem noi puțin mai încolo, oare mai avem ceva foarte interesant? Bun, momentan, da, cutiile, bă, stai așa. Dar știi ce, înainte să mai deschidem și să mai cumpărăm chestii, vreau neapărat să dăm un match. Harta asta e efectiv o singură hartă de elimination. Poate să fie orice hartă și mi se pare cel mai genial eveniment. Deci uitați-vă numai la ce assist, ne jucăm la Valen 32 de oameni și o singură tură. Deci efectiv, cine câștigă asta, câștigă. Deci o să fie șocant, pur și simplu. Nici nu pot să-mi văd skin-ul ăsta frumos de curcan. Apropo, să băgați skin-uri de curcan pentru că a fost ziua recunoștințe, chestii de astea, nu o știm noi. Sau am tot văzut chestii cu curcan peste tot, opa, opa, nu mai împinge, nu mai împinge, bărbate. Mamă, vezi că nu-i bine. Bă, dați seama că e scandalul de pe lume, mamă. Da, scandal, dar o să luăm multe skin-uri pe, acum, în perioada asta. O să mai fac cel puțin un episod sau două în care o să luăm o grămadă de skin-uri. Momentan au căzut jumate, tu pleacă, mă, de aici, mă. Bă, puțin riscant, deci să te joci harta asta cu încă 30 de oameni. Dar vezi că încă m-am menținut binișor. Dar nu prea îmi place unde am ajuns în punctul acesta. O căzut acolo unul, nicio problemă. Bun, o să cadă și vulpița. Ok, o să mă duc aici. Mie îmi place să stau sus, că după cum observați, nici nu prea vin playeri atât de sus, le e fricuță. Și vezi că am ajuns printre ultimii, vezi că e biniș... Mamă. Stai, bă, credeam că ăla n-are pumnul. Da, am luat practic locul 3, ia uite-l, joacă bărbatul meu, niciun stres. Bun, fiți antenă că putem deschide practic 7 cutii din astea, din care ne poate pica Karate Chop. Ceea ce e destul de interesant, dacă mă întreb pe mine, bine, le putem deschide contra cost, dar se poate măcar. Bun, nu mi-a picat absolut nimic din prima și serios că trebuie să fac tot drumul ăsta. Bă, deci cred că 20 de oferte pe shop, despre ce vorbim? Ia, oricum după aia de fapt ne dă direct 5 cutii dintr-o bucată. Hopa, mamă, poate luăm pe bărbatul ăsta pe episodul de azi. Aia chiar aș vrea, sincer. Bine, mai mult aș vrea pe Karate Chop, da, e bine și așa rău. Bun, și mai avem, ia, mai avem, nu știu, vedem imediat dacă mai avem.
Sunt 5 de astea. Deci pe noi ne interesează doar primele două, doar specialele. Hai să vedem, 300 de gemuri. Și dăm, te rog, măcar skin-ul ăla. Uite, bă, cum apar cutiile. Stai să vezi. Ia uite cutiile acolo în stânga. Ok. Bun, nu mi-l mai da pe SpongeBob de 100 de ori, te rog. Ia uite cum vin cutiile, bă. Ok, tot SpongeBob, bă, mă lași. Ok, măcar îmi dă Krabby Patty, că de alea o să avem nevoie aparent. Hopa, 12. Încă 14. Știu că se poate, bă. Încă 14, dacă îmi pică din ambele cutii, ne-am scos. Ia, 10, nu cred, încă 4. Bă, da, karate ciopul ăla nu se lasă arăta, dacă nu vrea, nu vrea. Hopa, nu cred, bă. Ma, ok, la asta nu mă așteptam. Mi-a picat karate ciop, bă. Perfect și... Mamă, de-mi pica și skin-ul, doar imaginați-vă. Și nu mai putem deschide nimic din care să-mi dea încă 4 bucăți de alea, mă. Știu că se poate, de aici nu poate să-mi dea, nu? Din păcate, nu. Hai, bă, mă, lași. Uite, mai avem un guaranteed emote cu SpongeBob speriat. 85 de astea ne costă, lasă că luăm poate pe alt episod. Și momentan atâta, bă, nu pot să cred. Hai să deschidem și de aici, că de ce nu, dacă da. Cum, bă, frate, mai trebuie 4 de ele, vorbesc serios. Hai că îmi dă ceva și de aici. Mi-o dat și de aici 4, mamă, nicio șansă să iei skin-ul ăla. Bun, hai să vedem, nu aici. Intrăm noi la, unde mă, la emotes, legendary. Și în sfârșit avem karate chop, înlocuim cu pum, nu mă gândesc, nu? Îmi pun și inimioara aici, că o să ne jucăm doar elimination. Și vreau să văd, de fapt, ia la footsteps, că avem astea cu curcanul, dar nu știu ce raritate. Ia uite, curcani. Eu te voi să curcan și chestii din mine. Vezi că e tare ăsta, sincer. Și hai să mai dăm acum un match aici, să vedem ce hartă ne dă. Hai că de data asta avem o hartă puțin mai decentă pentru atâția oameni, că de astea ne-am mai jucat noi în viața noastră. Bă, dar what, am atins apa și n-am murit, dar nu știu cum am reușit să intru în apa aia, sincer. E greu, mă, să te congelezi. Ia că am dat din greșeală cu karate, efectiv am... butoiul ăla nu mai bubuie. Ia, îi dau karate. Bă, mi se pare mie sau dai knockback mai mare cu karate. Deci nu spune că e mai bună karate. Ia, na, karate în gură. Ha! Nu spune că e mai bună karate decât pumnul, că nu cred. Ia, stai, să-ți dau karate. Bă, stai așa, prea mult pe ștan, chestii. Bun, la pisică îi dau karate. N-am apucat. Dar nu știu să fac momentan diferența, dar vă dați seama că fiind un emote nou, îmi place, bă. E destul de rar pe ăsta, nu-l prea are foarte multă lume. Trebuia să-mi pun și paleta. Pur să știi. Mamă, o să încerc o chestie. După meciul ăsta vreau să încerc neapărat o chestie. A, de fapt nu, bă. Mă gândeam că dacă spui karate, pumnul și paleta, toate trei să le ai într-un meci, dar nu merită. Mă gândeam că le poți da pe toate deodată, dar nu că tot ai cooldown, orice ar fi. Ia caz tu, mă. Bun. Vezi că iar am rămas printre ultimii trei, nu pot să cred. Hai că-ți dau karate, bărbate. Mamă, dar poate are și ăsta pumn. Ia, are paleta el, mă. Mamă, dar vezi că skin-ul meu... De fapt, nu. E el foarte mic, am vrut să zic că am skin-ul mare. Ia karate în gură, bărbate. Ia, vino, mă. Ia, uite, unde fuge, mă? Ce face ăsta? Opa, bă, nu, fără de alea, fără, bă, cum ne-am dat, mă, bucata acolo? Ia, vino, tu încoace! Hai, cum se ferește, de ce nu pot să cred cum e meciul ăsta? Ia, mă, ia karate, bărbate! Fiite că am făcut și win-ul ăla mult așteptat, ia să-l vedem pe domnul curcan, ia, uite cum dă curcanul. Bă, da, mi-a scos skin-ul prea în margine, efectiv. Da, îmi place, sincer, chiar e fain. Credeați că am uitat de flacără. Broil se numește, nu știu sincer ce înseamnă broil, dar cam așa arată. Bun skin, bombiță pe care nu l-am văzut pe nicăieri. Cred că o să fie lejer unul dintre cele mai rare skin-uri din tot jocul ăsta. Și vreau să ne jucăm tot aici, bineînțeles. Și să vedem dacă reușim să dăm de careva sau să luăm un win cu flacăra. Mamă, ce hartă o picat, bă, o să fie destul de haos. Și apropo, putem spune că este chiar cel mai scump skin din joc, pentru că din câte știu eu, de când mă joc eu Stumbleg Wiz, nu cred că au mai fost oferte atât de scumpe. Oferta la 130 de euro, bine, a fost redusă, dar totuși, bine, de fapt redusă, cred că e vrăjeală, dar în fine. Ia uite, se bat ăștia. Bă, eu am rămas cu karate chop, nicio problemă, perfect. Sincer, posibil să-mi placă mai mult karate chop decât pumnul. Ah, dar vezi că se încarcă un pic mai greu. Se încarcă mai greu decât piciorul, de exemplu. Bă, deci înseamnă că e mai bună, nu? Cred că dai totuși un knockback un pic mai măricel. Dar care-i faza de mai nou? Toată lumea are karate chop-ul, bă, serios? O mărit ăștia șansa, poate mai știi.
Ia să ziceți în comentarii, vă pica și vouă de curând cumva că arate ciopul ăsta? Ia, era fain să am și pumnul, să dau după aia un pumn direct, dar ne mulțumim și cu atâta. Mamă, dar chiar toată lumea are. Bă, skin-ul ăsta îmi place, cred că o să mă mai joc cu el. E destul de îngust, arată bine și cu footsteps-ul ăsta nou, pe care o să-l vedeți imediat, apropo. Totul este în regulă. Hopa, n-am văzut ce s-a întâmplat acolo. Dar chiar îmi place skin-ul. Nu pot să zic că merită câți bani am dat pe el, dar e ce trebuie, sincer. Ia, pleacă tu, golane! Ok, trebuie să mi se încarce ca să arunc și un golan pe aici. Golanul! Nu am aruncat niciun golan. Bă, dar jur că parcă se mișcă jocul mai bine cu skin-ul ăsta. Jur! Ia, karate chop! Bă, da. Sincer, mi se pare că lovești mai greu cu karate chop-ul ăsta. Ia, pleacă-mă de aici. Opa, era să cad acolo. Dar în același timp dai knockback mai mare. Mamă, mamă, la fix m-am încadrat bine. Acum o să cadă mulți dintre ei. Mamă, stai așa. Chiar au căzut foarte mulți, aparent. 26 din 31, albinoiule. Bă, da, chiar trebuie să fie efectiv la milimetru ca să nimerești emote-ul ăsta. Opa, era să o fac lat acolo. Mamă, dar eu mi-am pus mingea, bă. Le-am schimbat pe episodul ăsta de nu mai înțeleg nicio ce se întâmplă, sincer. Deci, să sperăm că o să fie bine. Mamă, mamă, bă, ăștia pe unde au trecut? N-am văzut drum și pe acolo, în fine, 28 din 31. Hai să vedem, știu că se poate, că arată în gură. Da, nasol, nu mai vine și un din ăla ca lume. Asta e că suntem pe bloc de simplu, bă. Nu e bloc de legendar, cred, nu? Da, e bloc de endless, cred că. Mamă, 29 din 31 este șansa vieții mele. Am spart toate alea, să nu credeți că faceți voi vreo manevră. Hai, bărbații. Au trecut? Au trecut, cred că amândoi, mă. În fine, nu stau la troll, mai bine îmi văd eu de drumul meu. 30 din 31. Vezi că altcumva merge treaba cu skin-ul ăsta, sincer. Ok, eu nu mă complic, eu mai bine dau cu picioreta. Mamă, am puține emoții pe ei, sincer, de ce să ne mintem? Hai, mă, vin un coace. Dacă aveam acum o îmbrățișare, îl distrugeam pe ăsta, nu mai știa de capul lui. Ia, ce face? Ce face bărbatul? Moare cu... Bă, cum nu i-am dat, bă, acolo că arate ciopul? Trebuia să-i fi dat, sincer. Dar, în fine, nu cred că joacă ăsta atât de bine de lângă încolo. Ia, vin un coace. Vin un coace, mă, bărbate, cum mă dau pe lângă? El nici n-are emoturi și a ajuns până aici, mă. Așa bine joacă copilul, hai că... Mamă, dacă eram pe faza acolo... Ok, o să fac aici așa, ca nu cumva să-i ofer lui vreo șansă de a face vreo manevră ilegală. Da, aparent flacăra nu e... O căzut și el, dar am căzut înaintea lui. Nu mai zic nimic. Fiți antenă că mai cheltuim niște gemuri. De ce nu? Pe episodul de azi cheltuim gemuri, pe episodul de mâine o să facem opening la toate roțile alea ce le-ați văzut. Bineînțeles, nu am uitat de ele, nu am omis, dar le păstrăm pentru episodul următor, că avem... Avem roata asta mirobolantă cu un skin nou, apropo, abia aștept să-l luăm, pentru că acum avem gemuri. Bun, pentru început vreau să-l luăm pe ăsta, Shimmer îl cheamă pe el. Practic este, cum îl cheamă, unicornul negru. Foarte, sincer, chiar îmi place super mult skin-ul ăla și nu a fost foarte scump. Și mai avem ceva de cumpărat, uite aici niște footsteps care chiar îmi plac, bă, light speed, 350, eu zic că scumpe. Nu pot să zic că merită, dar îmi place super mult cum arată. Și parcă, nu știu, mai era ceva de cumpărat cu gemuri. Asta e inutilă, da, momentan cam atâta cu gemuri, dar vreau să mai văd o schemă. Fiți antenă că până jucăm și cu unicornul ăla mai avem ceva de deschis aici. Ia să dăm noi claim la astea să fie bine. Încă două cutiuțe SpongeBob, din care măcar îmi pică burger pentru episodul următor. Asta e foarte bine, să nu mai dăm bani aiurea pe burgeri. Mai bine cumpărăm ceva mai interesant, nu? Mai avem 20 de gemuri. Și încă o cutie din care trebuie să-mi pice 4 bucăți pe SpongeBob ăla alb cu negru, bă, te rog. Hai, mă, te rog, știu că poți. Nu, pica, bă, nu vrea, dar nu. Pe episodul ăsta tot mai facem rost de o cutie, fiți antenă. De-aia fiți antenă că aici apare cutia desfăcută efectiv, eu n-am văzut chestia asta. Deci efectiv e o cutie deschisă și dacă mergem noi frumos aici la evenimente, voi ați observa că evenimentul ăsta a fost schimbat, deci eu am jucat aici pe ultimul episod. Și acum toate trei hărțile sunt cu harta aia dubioasă. Deci eu v-am zis că trebuie să schimbe ceva acolo. Deci acum în tot evenimentul ăsta sunt doar, e doar harta asta practic de 3 ori. Și fiți antenă că am și karate chop, am și paleta aici. Ia, nici nu știu în ce să dau cu ăștia. Ia vină încoace, măi, bărbate. Ia veniți încoace că vă dau o paletă de nu mai știți de voi. Mamă, dar pe harta asta chiar poți să dai și karata și paleta una după alta. Vezi că merge treaba asta, dă-o pe... Ia, ce l-am zburat bine, bă!
Dar așa mai vii de acasă, ce zboară toată lumea. Mă, dar unde sunt capetele de găle... Bă, stai un pic. Stai un pic, tu cu cine crezi că te joci aici? A? Cu cine crezi că te joci? Opa, stai că... Bă, dar stai că nu mă nimeri, cum... Ia, pleacă. A, deci facem cu emotul... Ia că m-au electrocutat, ce-ai făcut, bărbate? Ia, vezi că zbori. Mamă, m-a zburat în gaură la fix. Da, acum e altă treabă când ne jucăm numai pe harta asta. Și nu m-am uitat la footsteps-ul ăla cumpărat, mă, ia să vedem. Dar problema e că pe harta asta nu prea e încotro să te duci, că e cel mai bine să stai ascuns. Ia, vezi că se potrivește cu unicornul ăsta. Bine, se potrivea, cred că mai bine cu Sprinkles ăla la alt. Dar, până la urmă și ăsta e tot unicornul. Ce contează cum arată el? Bă, de ce am zburat? What? Mă, ce-o... Bă, stai, ce se întâmplă? De ce tot zbor? Bă, ceva e putred aici. De ce zbor așa, iuria? Ia vino încoace, bărbate. Opa, vezi că vin capetele. Ia, vezi că poți să faci pe aici niște jumbuș lucruri. Bă, cu ce viteză vin mă ăștia golanii? Mamă, 3 din 8, dar urmează să mă prindă. Ce fac ăștia? Mamă, de-mi dădea ăla acolo o paletă. Ia, vezi că o încerca să dea. Opa, eu am crezut că lemnul ăla te urcă undeva. Bă, vezi că e mai hardcore harta decât credeam. Ia, te-ai dus, dar cum am zburat și eu? Bine, mă, ne-am calificat în finală. Bun, avem și finala și sincer chiar îmi place ce văd în ultima vreme în joc. Nu știu, au vremuri și vremuri. Ba, bagă numai update-uri, nașpa, ba, numai update-uri șmechere. Bă, dar voi vă dați seama de cât timp e update-ul ăsta cu SpongeBob? Bă, de ce am zburat? Mă, eu nu înțeleg, sincer, nu, deci mi-e dat cu virgulă harta asta. Să-mi explice și mie cineva, vă rog, de ce am zburat acolo? Vreau să mă urc și eu pe ceva, dar... A, uite aici, perfect. A, deci aici ne urcăm înapoi în turnul ăsta, am înțeles. Stai că vine cap de găleată. Bă, mamă, cum se aruncă cap de găleată? Bă, cap de găleată, ăștia zici că-s playeri. Bă, mă, lași, eu credeam că e mai ușor să fugi de ei, dar apare nu... Bă! Mă, eu nu cred. Mă, ăla chiar e player, nu... Ok. Ăla chiar era player, doamne ce paletă sunt. De-aia mergea... Bă, am rămas blocat. Ok, și l-am atins pe ăla. Așa, acum dacă ating... Aha, am înțeles. Dacă atingi 3 player câștigi sau cel puțin te transformi înapoi. Aha, vezi că e mai tare harta asta decât credeam și trebuie să o mai joc un pic ca să mai facem rost de o cutie. Fiți antenă că am mai intrat într-o finală, dar am descoperit mare strategie. Dacă efectiv stai aici AFK și ți-aperi turnul, deci eu trebuie doar să stau aici să încerc să nu fiu văzut de nimeni. Și mi-apăr turnul, când se apropie cineva, dau repede cu paleta și merge să dai paletă prin perete. Ceea ce o să-i cam arunce și nu prea au șanse să vină la tine decât dacă se pricep cât de cât sau dacă vin foarte mulți. Cum vin acolo în față, uitați-vă, doamne. Ok, deci finala asta trebuie filmată, că chiar... Mamă, dar ce vor să vină toți aici la mine, mă? Ia, vină încoace, măi, băiete! Vedeți mare paletă în gură ce i-am dat? Și ăștia nu prea știu ei așa să vină la mine. Și poți să dai și prin pereți, asta e cel mai tare. Ia, pleacă tu de aici, vedeți? Lejer de vară, deci asta e strategia, harta asta, bineînțeles că e și ea buguită ca toate hărțile. Ia, uite cum îi zbor pe toți, numai să nu vină 7 deodată, cum se întâmplă aici. Deși cu paleta poți să dai mai multe hituri. Mamă, dar mai plecați, lăsați-mă în pace, 4 din 7, n-am câștigat niciodată pe harta asta până acum. Mamă, dar chiar s-au strâns toți aici, mă? Ia că stau mai mult nemișcat, eu știu. Mamă, ce bine, mamă, cât s-au strâns toți la mine! Deci efectiv toată harta e la mine. Nu cred că mai am șanse. Sau? Nu renunța o vițane atât de ușor. I-am strâns efectiv pe toți la mine. Eu nu mai înțeleg nimic. Bă, nu, ăsta era player. Care șansele? Da, am fost ultimul, efectiv ultimul infectat sau ceva de genul. Un moment trist. O să ne oprim totuși aici cu episodul ăsta. Poate cu puțin noroc o să luăm mâine skin-ul ăla alb pe SpongeBob. Uite că ne apropiem să terminăm și asta. Sper că v-a plăcut episodul, că am băgat o grămadă de băneți. Sper că dați și voi un lighean. Măcar 999 de lighiane dacă strângem, eu zic că e bine. Vă mulțumesc foarte mult pentru vizionare. Ne vedem data aviatoare și pa, pa!